Înțeleg presa. Dacă m-ar fi văzut că mă scobeam în nas la un restaurant sau că stăteam de vorbă cu vreo fată, vuiau ziarele 2 săptămâni. Da? Pentru ei asta este un subiect de presă. Așa, când există o propunere concretă, o propunere care poate ne-ar mai liniști pe mulți dintre noi, câte un articolaș, câte o asta, câte o asta, și într-adevăr am avut sentimentul că vorbesc în eter, aiurea. Dar știi ceva? Sunt un oltean căpos, Dane. M-am născut acolo, am fost mușcat de jiu, șarpele de Dudău mi-a crescut în pălărie, așa că eu o să continui să url. Foarte bine. Și dacă ar face tot îndemn, românii la fel? Îndemn pe toți cei care suntem persoane publice, care am avut de arătat ceva în țara asta, indiferent pe ce domeniu. Păi, uite, prind și eu muște ca Obama. Da, exact asta vreau să vă... Prind muște ca Obama. Vă rog din suflet, în emisiunile voastre, fie că sunt de divertisment, fie că nu sunt de divertisment, atrageți-le atenția oamenilor asupra acestei probleme. Pentru că voi ziceți, mie, m-am întâlnit cu mulți dintre ei și zicea, da, frate, și noi gândim așa, dar cine să spună? Păi, uite, eu o spun, spuneți-o și voi. Cu orice risc, pentru că riscul până la urmă va fi și pentru televiziunile voastre și pentru joburile voastre, pentru tot să rămâneți într-o zi cu buza umflată și trăind în același mediu de care la un moment dat zicem, mi-e silă să trăiesc, ce țară avem, ce asta. Haideți, măcar generația noastră să... Am născut și noi, am crescut într-o țară care ne-a dat o educație și asta. Nu, n-aș vrea. E păcat să se aleagă praful de noi. Da, chiar e păcat să se aleagă praful de... Pentru că suntem atât de inteligenți, atât de frumoși. Avem și părțile noastre negative, categoric. Aici ar trebui să umblăm puțin. Puțin mai mult, ca să fiu exact. Puțin mai mult. Și eu îi rog pe toți telespectatorii în această seară să povestească de mâine încolo celorlalți vecini, celorlalte rude și prieteni, ce v-a zis Mugur Mihăiescu și ce o să vă zică de acum încolo, fiindcă vedeți și dumneavoastră încă un exemplu, sigur, pe lângă mine sau alții pe care ați auzit în ultimele seri la OTV, oameni care s-au privatizat în România, s-au descurcat de bine de rău, au avut puțină șansă, poate în plus Dane, în viața mea au avut acces la nu am furat de la nimeni. Da, în viața mea n-am așteptat de la stat să mi se ofere ceva. Am făcut totul prin... Am avut și noroc. Am avut o stea norocoasă. Am muncit enorm. Lumea habar nu are ce a fost în spatele activității ăștia. La fel acum, în ceea ce fac în domeniul privat. Muncesc. Am avut oportunități. Le-am folosit. Mi-au zis lumea că ești oportunist, ești profitor. Le-am luat drept complimente, pentru că în afacere așa trebuie să fii, să simți oportunitatea, să scoți profit din ea, pentru că altfel nu te numești om de afaceri. Dar asta vreau să spun, un om care a plecat din Oltenia, nu sărac, că a avut o copilărie prinde musca. Sărac, prinde musca ca la Obama, și care acum s-a îmbogățit, dar vedeți, nici el nu mai rezistă sau nu mai poate tăcea, fiindcă vede în stânga Nu m-am dreapta, îmbogățit dând cu pixul pe o foaie. Nu mă interesează nici acești oameni, ce au făcut și cum asta. Că erau de 100 de ori mai deștepți dacă semnau, dar lăsau și ceva. Pentru că în momentul ăla România creștea. Exact ca aia de stăteau la vorbă la o bere, ziceau doi români la o bere, ziceau, bă, îți dai seama că dacă românii ar fi fost un popor harnic și muncitor, cât puteam noi să furăm acum? Deci cam asta ar fi trebuit să înțeleagă și oamenii ăștia. Băi, lasă și pentru tine. Toată lumea se ceartă, ne-au învrăjbit unii cu alții, ne dăm în cap la semafoare unii la alții. Ajungem să ne bătem pe stradă pentru ce? Că n-ajung eu înaintea ta. Păi băi, nu ești nici tu, nici tu de vină. Poate ăla a greșit, are nervi, are asta. De vină sunt nebuni ăștia care până acum n-au făcut și ei un drum ca lumea, o asta ca lumea. Păi dacă vreți să dați cu pumn în cineva, dădeați în ăștia care au fost, ăia care vor fi, ăia alți care... tot așa. Asta este, am ajuns, sunt atât de divizați, atât de ne privim, ia uite-l și pe ăla, ia uite-l și pe ăla, firar al dracu ăla, firar, deci pur și simplu ne drăcuim, ne înjurăm pe unde ne apucăm. Una spun, nu mai știm să avem încredere în unii în alții, să pierdem încrederea în familie, în frați, în surori, nici în frați, nu mai încredere în frate tău, păi și ăla firar al dracu că ce mi-a făcut. Băi, unde am ajuns, Dan?
Sărăcie, nu cred, să știi, ai fost așa educat acasă? Nu, nu, niciodată, dar m-am gândit că stresul ăsta, sărăcia, lipsa banilor, lipsa speranțelor, îi duce pe oameni la sinucidere, la învrăjbirea asta de care vorbeam. Știu, Dane, și este trist. Da. Este extraordinar de trist. Și de asta, încă o dată, vă rog frumos, tuturor persoanelor din media, tuturor oamenilor care v-am spus, reprezentați ceva, spuneți această chemare, nu trebuie să spuneți că a venit de la mine sau de la unul sau de la altul. Este o chemare a noastră, a tuturor, a unei generații care spune, ho, opriți-vă. Oamenii ăștia de la guvern, vă rog încă o dată, în al 12-lea aceea, stați cu noi de vorbă. Întrebați-ne și pe noi, nu ne mai puneți în fața faptului împlinit. Am chemat la o revoluție, am zis, de o grevă fiscală. A fost o chestie pur și simplu... Pentru că, hai să fim serioși, mărirea de TVA, dacă o iei, să o iei economic, este suportabilă, dar nu se face așa. Nu peste noapte, nu distrugând planuri de afaceri. Pentru că au și ei idei ce înseamnă plan de afacere. Măcar așa au auzit de planul ăsta de afacere. Mă, ce-or vrea să spună burghezii ăștia ai noi prin plan de afacere? Unde vor ei să bată? Deci au auzit de plan de afaceri. Să schimb codul ăsta fiscal în mijlocul anului e o adevărată tragedie. Adică în alte țări, dacă s-ar întâmpla... Este o nebunie, Dane. Este o inconștiență. Ți-am spus, sunt sătul de chestiile astea cu ieșitul în stradă. Vreau liniște. Vreau să nu ne mai învrăjbim. Vreau să fim cu capul pe umeri, să zicem și noi în sfârșit, bă, suntem o națiune responsabilă, pentru că altfel vom ajunge să nu ne bucurăm de copiii noștri care trăiesc aici. Și generațiile care vor veni să rămână numai, Doamne iartă-mă, spălați la creiere și asta, pentru că tot ce e cu capul pe umeri fuge din țara asta. Pentru că țara asta nu îi mai oferă, nu atât oportunitate, că oportunități poate ar fi, dar nu îi oferă niciun fel de siguranță. Trebuie să stai după șpăgi, după șpârle, după combinații. Oameni de afaceri, între ghilimele, care îi aud, vă, am o combinație, frate. Deci când aud o chestie de asta, am plecat de la masă, m-am mutat. Mă, vrei să facem o afacere, vrei să facem un ban împreună, facem un... Dar când mă iei cu combinații, zic, fratele meu, ești la loto, ești o gică, vorba. Nu. Bun, și cunoașteți foarte bine pe guvernanți sau pe actualii sau pe foștii. Nu, de nu pe toți, făcut? O parte. De ce n-au aplicat, dragul aceste meu, măsuri de bun simț? Nu știu de ce. Ți-am spus, nu vreau să caut nod în papură, să caut vinovați. Pentru că viața mea începe de acum încolo. Și întotdeauna a început de acum încolo, înainte. Nu mă interesează să dezgrop morți sau să încep să dau cu tunul și să... Vreau să fie... Am o nostalgie și știu că sună urât cuvântul dictatură. Dar aș vrea ca țara noastră să fie guvernată de dictatura bunului simț, de dictatura legii și de dictatura noastră de români. Să ne autoimpunem. Bă, știu că poate vorbesc, sunt și obosit, lumea zice, uite și pe utopicul ăsta, a venit să dea el, să ne spună nouă gărcea acum, nu știu. Nu știu, eu unul, îmi pare rău, lumea nu mă cunoaște din perspectiva omului care sunt. Și am recunoscut, sunt sclavul imaginii pe care mi-am format. Mă identifică cu personajul. Da, mă identifică cu personajul. Îmi pare rău. Știu că este o greșeală. N-am cum să-i condamn. N-am cum să-i condamn. Și nici nu mi-am dorit vreodată sau mi-am pus problema. Dar acum le doresc să încerce să vadă și omul care a stat în spatele personajului ăsta și a personajelor mele și să înțeleagă cum că îmi place și mi-a plăcut să văd zâmbetul pe fața oamenilor în tot ce am făcut. Acum nu mai sunt pe televiziune. Sunt într-un alt domeniu și îmi place să văd oamenii că zâmbesc. Mulți au privit cu neîncredere, chiar și dintre colegii mei, pot să-i numesc colegi de televiziune. Vine Garcia să-l vezi pe ăla ce face în centru istoric, o porcărie, o nu știu ce. Vreau să dau prin puterea exemplului. Uitați, doar. Nu am stat să mă cert, să dau cu toporul, lasă-mă că ți-arăt eu ție ce fac, să vezi tu că să moară, să facă, să dreagă. Cum avem tendința mulți dintre noi și ți-am spus, nu e tendința noastră, e o tendință impusă de 20 de ani. Da. Indusă, pardon. Să moară, să facă, să dreagă. Nu, vreau să fiu puterea exemplului. Și știi care e culmea? Uite, primul pas.
de o săptămână jumătate merg la primăria Capitalei, m-am întâlnit de foarte multe ori cu primarul Capitalei, m-am întâlnit cu consilierii de acolo și chiar am reușit să îi fac să înțeleagă, să stăm toți la masă, au înțeles și a fost pentru mine o surpriză extraordinar de plăcută să văd că măcar doresc și au înțeles că viitorul țării noastre pornește de azi înainte și să facem centrul ăla istoric așa cum merită și la un moment dat să punem chiar afișe și pancarte la început sau punctele de informare, să zicem, nu vă mirați, este tot România. Așa poate să arate întreaga țară. Și o vom reuși într-un an jumate, eu sunt sigur că centrul istoric va fi emblema capacității de regenerare a poporului român.